Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Ne aflăm astăzi la Cumpăna, o comună care este aproape de Constanța, oraș care în momentul de față are numai puțin de 10 cazuri confirmate de coronavirus. Toate aceste cazuri sunt numai în municipiul Constanța, dar sunt la o rânducătură de băți de Cumpăna. Toate aceste lucruri nu putem spune că au pus pe jar, dar au alertat autoritățile locale din localitățile învecinate pentru ca totul să se desfășoare cât mai bine în aceste localități. Comunitățile mai mici sunt mai unite, din fericire, iar măsurile care sunt luate de primărie, chiar și aici la Cumpăna, sunt mai rapide și sunt mai eficiente. Tocmai de aceea am preferat să venim astăzi, filmăm această emisiune în dimineața zilei de luni, luni 16 martie, pentru că am venit să vorbim cu doamna primar Mariana Găjdu, să vorbim despre toate măsurile pe care le-ați luat în legătură cu această criză, pe de-o parte, iar pe de altă parte să înțelegem cum se comportă comunitatea în astfel de situații ieșite din comun, ca să spun așa. V-a afectat criza asta? Cum vedeți toate situația? În plan personal mai întâi și după aceea legat de comunitate. În plan personal am simțit nevoia de o mai mare comunicare cu locuitorii Comunei Cumpăna și nu doar cu membrii Comitetului Local al Situațiilor de Urgență. Este închisă primăria în momentul de față? Se poate spune că dumneavoastră ați intrat, ați văzut că cineva v-a oprit la ușă și nu v-a lăsat să circulați? Tocmai de asta mă surprinde, pentru că în mod normal în situații de genul ăsta tendința este, haide să închidem instituțiile, și totuși la Cumpăna am văzut că sunt oameni în birouri, că își fac treaba, muncesc mai departe și așa mai departe. Ba, dumneavoastră când ați venit, ne-ați întâlnit la o ședință operativă a aparatului propriu al primarului. Erau zeci de oameni aici, lucrau, discutau și așa mai departe. Păi tocmai pentru că trebuie cu toții să cunoaștem realitatea din comună, cu toții trebuie să ne consultăm care sunt măsurile cele mai bune de aplicat și în același timp să ne protejăm funcționarii publici care sunt primii care iau contact cu persoanele afectate. Ați întrebat de ce se întâmplă într-o comunitate care are un număr de 18.000 de suflete. Numai dacă o comunitate mică, e mare deja. Exact. Dacă pe cei 15.500 cu domiciliu stabil al localității îi putem identifica la biroul, la serviciul, evidența persoanei din cadrul primăriei Comunei Cumpăna, noi știți foarte bine că avem peste 2200 de locuitori care locuiesc 24 din 24 de ore în comună și nu și-au efectuat schimbarea de domiciliu. Mai mult decât atât, dacă ceva m-a îngrijorat, este faptul că avem locuitori care au venit din țările afectate, deci cod roșu, precum Italia, cel mai ales, mai mult, cel mai mult din Italia, dar avem și din Anglia și din Belgia și din Germania și din Spania, care au venit în localitate și nu toți acești locuitori ai Comunei Cumpăna au înțeles măsurile de prevenire să meargă direct la medicul de familie sau să anunțe la nivel de serviciul de asistență socială al primăriei și să se autoizoleze la domiciliu. Adică Comuna Cumpăna nu l-au făcut. Și aceasta este. Ce măsuri puteți să luate din astfel de cazuri? Păi haide să o luăm cu pași mărunți. Prima dată pe data de 9 martie, am constituit Comitetul Local de Situații de Urgență, comitet din care fac parte nu doar funcționarii publici din cadrul primăriei Comunei Cumpăna, medicii de familie, medicul, și aici este avantajul Comunei Cumpăna de a avea centru de permanență medicală, medicul coordonator al centrului, domnul doctor Dobre cu domnul doctor Orbocea, au fost în permanență legătură cu noi, administrația publică locală, pentru că acolo avem 24 din 24 de ore medic, asistent medical, și care poate să țină mai rapid legătura cu colegii dumnealor, medicii de familie, vorbind aceeași limbă, și să putem noi să informăm cine sunt persoanele, care sunt persoanele care au venit în localitate și imediat să identificăm la ce medic de familie sunt. Aveți o statistică? Eu știu câți oameni au venit din țările afectate, cod roșu sau cod galben, în Cumpăna în ultima perioadă? Deci, în ultima perioadă, noi avem și identificați în persoana 16 persoane sunt în acest moment unde avem datele dumnealor. Aceștia sunt în izolare. Aceștia acum, sunt în izolare la domiciliu. Subliniez, izolare și nu carantină. Asta așa cum a fost. Nu sunt nu sunt infectați. Nu, testele efectuate sunt negative, ceea ce i-a obligat să stea izolați la domiciliu. Încă din data din 9
martie, la nivelul comunei Cumpăna, am desemnat persoanele de legătură cu acești locuitori izolați în persoana comandantului poliției locale, ai doi inspectori de la Serviciul de Asistență Socială din cadrul primăriei. Aceștia, având în același timp nu doar sarcina de a identifica și de a le duce la familiile respective, dacă nu au însoțitori, mâncare, alimente, dar și medicamente. Până în acest moment, doar o singură persoană întoarsă din Italia, unde a stat la copii, este fără soție, soția decedându-i, care are nevoie de susținerea cu alimente care sunt și în stare preparată, având în vedere iarăși un mare avantaj și doar în situații de tragedie ne dăm seama cât de ajutor ne sunt investițiile pe care le-a realizat de-a lungul anilor și în comună. Cantina socială din curtea Bisericii Sfânta Cuvioasa Parascheva ne oferă nouă prilejul, de a pregăti mâncarea acolo și să o ducem acasă la domiciliu. În condiții de igienă preparată, nu la cineva acasă. Absolut, nu la cineva acasă, cu bucătărese care sunt testate medical și care sunt verificate și în același timp într-un cadru în care prin contractul pe care îl avem încheiat la nivel de primărie am efectuat dezinfecție atât în școlile închise, spațiile școlilor închise, în spațiile grădinițelor închise, la after school, la centrul de permanență medicală, dar bineînțeles că și în cantina socială și nu în ultimul rând în cadrul primăriei unde funcționăm după program normal. Aș vrea să risipim orice urmă de îndoială și să amintim de un eveniment la care și noastră ați participat, cel de 8 martie. Au fost acolo doamne, domnișoare, pentru Ziua Femeii. Da. A fost cineva din acele persoane, eu știu, afectată într-un fel sau altul, în așa fel încât să nu fie vreo urmă de îndoială că oamenii au fost puși în pericol de participarea la un astfel de eveniment? Până în acest moment și eu am participat la activități desfășurate în diferite locații unde au fost peste 3.000 de femei. Nu am primit până acum niciun semnal că vreuna dintre acestea, indiferent de locațiile la care am participat, să fi fost afectate. Sau contact. Nici cum nu am participat acolo unde să poată să existe contact, care să fie declarați în urma testului pozitiv. Vă întreb pentru că senatorul PNL, Virgil Chițac, din păcate, a participat la un astfel de eveniment unde erau 400 de femei liberale. Am aflat din mass media. Cazul său este unul foarte grav, înțeleg că, din păcate, nu se simte foarte bine, domnul senator, îi urăm toată sănătatea, evident, să fie absolut foarte bine, dar a participat la un astfel de eveniment cu 400 de femei musulmane, sunt convins că o parte poate erau și din Valul, Constanța, Cumpăna și așa mai departe și o parte dintre persoanele care au participat la acel eveniment sau care au fost în imediată apropiere a senatorului au avut de suferit. Dar trebuie spus și faptul că chiar dacă participi la un astfel de eveniment, nu te îmbolnăvești imediat, ai să stai pentru o perioadă mai mare de 15 minute la un metru distanță față de persoana infectată. Dacă ai fost în aceeași sală, în același salon de evenimente, o persoană cu probleme aici și una la 20 de metri distanță nu pățește nimic. Adică trebuie spus foarte clar acest lucru pentru ca oamenii să nu intre în panică și să nu ajungă să creadă că un eveniment organizat de un partid sau o primărie sau de o firmă privată nu duce automat la probleme din acestea. Da, este recomandat să nu se mai întâmple de acum înainte, dar cele care au fost pe 8 martie, cel puțin cele de acum până, nu au avut efecte secundare negative asupra populației de aici. Este bine că dumneavoastră ați precizat acest lucru, tocmai pentru a evita crearea unei stări de panică între locuitori, între colegi, dar chiar la nivelul comunității mari. Noi de-a lungul acestor zile, repet, începând cu ziua de 9, când am avut acel prim comitet, din care au făcut parte directorii de școală, de grădinițe, medicii, poliția locală, preotul care este și președinte al Asociației de Dezvoltare Comunitară Cumpăna, în care director de cămin cultural, de sală de sport, pentru că în acea ședință primă de 9, noi am hotărât sistarea oricăror antrenamente sportive, oricăror repetiții la activitățile culturale pe care noi le avem la nivelul comunei. De asemenea, am hotărât închiderea locurilor de joacă pentru că acei copii
mergeau într-o colectivitate la locurile de joacă și am considerat că este, dacă tot trebuie și toată lumea, specialiștii atrag atenția în a sta cât mai mult în casă și că doar deplasările să fie doar în caz de nevoie strictă, de ce oare să nu respectăm și noi aceste reguli? Vreau să vă întreb ceva. În momentul în care vă gândiți la a preveni, automat cu o primărie deschisă sau, știu, alte instituții locale, centru de permanență, unde oamenii se duc acolo când au nevoi, știu, legate de sănătate și așa mai departe. Ați luat măsuri de, nu știu, zilnic au loc operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și poate să spună cineva că este consum de bani publici fără să fie necesar. Nu ai de unde să știi atâta vreme cât, spre exemplu, aseară, când noi am mai avut pe data de 11, joia trecută, încă un comitet local al situațiilor de urgență și când atrăgeam atenția și când au fost anunțați și au fost afișate, deci anunțuri cu respectarea regulilor stricte la asociațiile de locatari, de proprietari, la scara fiecărui bloc, la agenții economici, au semnat pentru primirea instrucțiunilor de obligativitate a ștergerii platformelor, blaturilor unde se manevrează alimentele pe care le cumpără oamenii la caseriile, la casele de marcat, la coșurile de alimente, la cărucioarele pe care le au în magazine. Fiecare agent economic a semnat de primirea acestor instrucțiuni. Am transmis informații încă din data de 9, de la prima întâlnire, către cele două societăți transportatoare, transport persoane în comun, unde au obligația să igienizeze, să dezinfecteze bările, scaunele, pentru că dumnealor transportă locuitorii comunei Cumpăna spre Constanța și la domiciliu. Da? În același timp, în afară de aceasta, am atenționat în continuare către cabinetele medicilor de familie și dumnealor să respecte și doar în cazuri urgente să poată să facă acele consultații ale populației. Tocmai am făcut public că sunt persoanele acestea care sunt repartizate să țină contactul cu populația. Mai mult decât atât, am hotărât care este centrul pe care îl pune la dispoziție primăria comunei Cumpăna în caz de carantină. Și avem centru socioeducativ, unde în această perioadă nu sunt elevii, n-au fost nici pe parcursul anului școlar, decât în tabere. Acolo sunt activitățile extracurriculare care se realizează, deci nu puneam în pericol absolut pe nimeni, niciun locuitor al comunei, nici copiii. Și acolo putem să le condițiile de cazare. Tot ce înseamnă cazare, hrană, tot ce înseamnă, inclusiv are un cabinet medical unde poate să vină medicul și să aplice medicamentația necesară. Cine face această dezinfecție? Aveți o firmă specializată? Există care o societate care a fost. Nu, există o societate cu care a încheiat primăria achiziția publică conform regulilor în vigoare, legilor în vigoare. Deci aveți o firmă specializată care folosește substanțe? Ați văzut hârtiile? Sunt toate documentele. Îmi pare rău că nu le-am adus să le observați care sunt proprietățile acelor substanțe, că sunt acreditate, că sunt agreate de minister. Ori dumneavoastră astăzi, în această panică, vedeți că marile magazine de pe teritoriul județului sunt solicitate să livreze către București cantitățile toate de spirt, de dezinfectant care le au pe rafturi. Ori noi am mers spre depozitele dinspre București și le-am achiziționat în urmă cu 7 zile. 8 zile. Vreau să vă mai întreb ceva. Știu că în județul Constanța am văzut, de exemplu, un caz la Eforie, unde niște voluntari s-au oferit să se ducă să ajute bătrânii cu cumpărături sau cu medicamente și așa mai departe. La Cumpăna, înțeleg că nu există numai voluntari, ci primăria s-a mobilizat în absolut sensul ăsta. Am preferat să ne ducem noi, adulții, noi primăria și să nu expunem tinerii noștri, care și ei constituiți în asociația Cumpăna Tinerilor, cu personalitate juridică, și-au oferit serviciile, dar am preferat să-i prevenim, să-i protejăm pe ei și să spunem, dragii noștri, da, voi avea nevoie de ajutorul vostru dacă avem sponsori, donatori către cantina socială din cadrul Bisericii Sfântei Cuvioase Parascheva, pentru că în acest moment, după cum bine știți, nu sunt prevăzute
nu toate primăriile, au fond de rezervă prognozat pentru situații, de urgență, da? Pentru situații de urgență. Eu în acest moment, până când aștept să văd publicat decretul cu privire la declararea stării de urgență care a fost făcută de ieri. Trebuie menționat că noi filmăm emisiunea luni dimineață, în moment în care Guvernul nu a publicat încă detaliile stării de urgență. Știm că de luni intră starea de urgență așa cum a fost proclamată de către președintele Klaus Iohannis, dar asta nu înseamnă că avem și detaliile aplicării acesteia și tocmai de aceea așteptăm autoritățile locale n-au încă, sunt încă în, eu știu, într-un blocaj de informații deocamdată. Deci noi vorbim cumpăna de o primărie care își poate și a putut permite ca din capitolele pentru dezinfecție, da? Din cadrul bugetului să pot să achiziționez materiale necesare sau având centru de permanență medicală unde am obligația lunar să asigur, să aprovizionez cu medicamentația strict necesară pentru situațiile de la primire din timpul nopții la centru situații de urgență, am avut capitol în bugetul de venituri și cheltuieli care mi-a permis să efectuez această aprovizionare și să efectuez deja aceste operațiuni. Însă sunt colegi primari, lăsați-mă puțin să completez aici ce vă spun eu, că este de interes pentru tot ce înseamnă administrație publică locală, unde bugetul nu permite din sursele proprii să aibă fonduri. Și atunci am văzut pe rețelele de socializare colegi primari care au adresat către prefectură, instituția prefectului, să li se aloce aceste materiale dezinfectante sau echipamentele necesare ca să poată să intervină administrația publică locală. Ori instituția prefectului nu are această calitate de a aproviziona cu materiale și nici puterea financiară de a aloca fonduri cu această destinație. Instituția prefectului însă trebuie să facă de asemenea presiuni la nivelul guvernului, unde să solicite cât mai rapid clarificările ca noi să putem să facem rectificări ale bugetului de venituri și cheltuieli, să primim sume de la bugetul central, să le dirijăm către această sursă care să ne permită achiziția acestor produse. Nu dorim ca să vină Curtea de Conturi și să te întrebe de ce ai aprovizionat, de unde bani, ai avut prognozare în buget? Nu. Atunci ți le impută pentru a evita aceste... Nu poți să prognozezi o pandemie până la urmă. Nu poți, dar dumneavoastră știți că se întâmplă, să vedem și oameni care judecă așa, trebuia să cereți modificarea legii dinainte ca să aveți dreptul. Și pentru a evita, sunt colegi... Parcă poți să prognozezi un cataclism natural sau o pandemie. Și atunci și noi, administrațiile publice locale, ne îndreptăm către prefectură, către Consiliul Județean Constanța, în cazul nostru, unde solicităm sprijin în acest sens. Însă eu am convingerea că acest decret care va fi publicat în timpul zilei de astăzi să prevadă aceste măsuri ca noi să ne putem desfășura activitatea în calitate de ordonator principal de credite. Însă ce vreau să completez la nivelul Comunei Cumpăna este faptul că în acest moment, aseară, la nivelul localității, un caz, deci, duminică seara, da? La ora 20:45, sunt sunată de medicul Dobre, care îmi spune, doamna primar, avem un caz, un cetățean de etnie romă, a venit de 7 zile în localitate și nu a venit să se declare nicăieri, să se autoizoleze. Da, a venit din Italia. Vă imaginați că am intrat în panică cu poliția locală, am trimis la centru de permanență medicală, că acolo e și centru în care se fac recoltările de sânge, avem un contract cu un laborator care în fiecare zi vine și recoltează sânge, să poată să aștepte afară, fapt pentru care de dimineață la prima oră, pentru că nu mai erau deschise magazine, am montat un cort de triaj, să aibă unde să stea, să nu stea sub cerul liber. Aveți la cumpăra un cort de triaj? Absolut. Atâta vreme cât avem centru de permanență medicală, cât avem centru al medicilor de familie, într-un centru sociomedical, este montat, îl puteți vedea și dumneavoastră, unde este în fața centrului de permanență medicală, pe platforma deci din fața... El funcționează, normal. E, pentru că ne-am lovit aseară de această situație. Cum îl poți tu numi pe acel om inconștient care vii și nu te clari și nu vii să spui și stai într-o comunitate unde sunt construite 8 case unul lângă altul, una lângă cealaltă? A fost testat între timp? Deci a venit azi noapte, pentru că la insistențele noastre ale medicului de la permanență medicală de la Sanepid Constanța, de la direcția de Sanepid Constanța, au venit azi noapte cu salvarea, l-au luat, l-au ridicat, au plecat și este izolat în Spitalul Județean Constanța. Nu am cunoștință până la această oră dacă testul este negativ
sau pozitiv? Sperăm că este negativ. Vă imaginați ce simte un primar care vede că acel cetățean nu are domiciliu în comuna Cumpăna, ci din localitatea de Leni, și că trăiește în concubinaj cu o persoană de etnie romă de pe teritoriul comunei. Azi dimineață, în această ședință operativă, am dat dispoziție la poliția locală, în colaborare cu Poliția Națională și persoană de la evidența persoanei, să inventariem, dacă este bun spus așa, pentru că să recenzăm toate persoanele de etnie romă care locuiesc pe teritoriul comunei, pentru că altfel n-am cum. Omul acela, de unde să știu eu că el vine din Italia, stă 7 zile în teritoriu, pe teritoriul comunei și că îmbolnăvește toată comunitatea care locuiește în acel cartier, dar și în rest, pentru că el a fost la magazin, bănuiesc, pentru că el a fost chiar și în primărie. De ce? Vă imaginați cum să putem noi să protejăm acest... De unde să știe? Și se trezesc diferite persoane, să le numesc eu persoane, să nu spun altfel, care publică pe rețelele de socializare, cel primarului comunei, să ia măsură în, să ia Dar de ce nu citesc? Care sunt măsurile, hotărârile Comitetului Local ale Situațiilor de Urgență? Care sunt publicate? Care sunt cu mult timp înainte luate de a gândi dumnealui că face el bine locuitorilor comunei? Eu nu fac altceva decât să-mi fac datoria către cei toți 18.000 de locuitori. Ești de ușor să scrii pe Facebook și să fii să cu astfel de acuzații sau, eu știu, cerințe, doleanțe. Din păcate, e mai ușor și e la modă astăzi. Însă eu aici închid ochii și mie nu mi-este ușor când, v-am spus de atâtea ori, când nu-i mai fi pe scaunul acela, să-i privesc pe oamenii în ochi că am făcut ce a trebuit. Și hai că nu mi-e teamă nici să închid primăria. Au fost colegi care au spus, cum închidem primăriile? De ce, oameni buni? Am plasat la intrare în primărie un polițist local, avem, e adevărat, poliție locală, dar sunt comune care nu au și n-au puterea, dar primește documentele de strictă urgență care nu suportă amânare, să le registrăm la registratura care este, cum e firesc să fie, la intrare în localitate, în birou, în primărie, sună la polițistul local, la biroul la care trebuie să coboare, primește documentația sau întrebările, acolo unde oamenii nu le pot adresa online. Însă ei se pot folosi pentru a efectua aceste servicii online la nivelul primăriei comunei Cumpăna. Asta înseamnă că aveți ce? O adresă de e-mail disponibilă? Exact, 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 pentru locuitorii comunei. Avem adresă deci oficială, avem pagină de Facebook unde se comunică tot ce înseamnă și ce comunică. Poate să pună și pe telefon, să sune. Absolut. Dacă e telefonul de asemenea e disponibil pentru că toți funcționarii publici ai primăriei comunei Cumpăna se află la datorie, sunt la locul de muncă. Mai mult decât atât, la ora 13 eu am întâlnire astăzi cu toți agenții economici de la nivelul comunei, medicii și în același timp farmaciștii, proprietari de farmacii pe teritoriul localității. Doamna primar, mai avem de discutat și alte subiecte, dar aș vrea să vă întreb ca să înțeleagă și omul de rând. Cel care este în vârstă sau cel care, eu știu, este în autoizolare, care ar trebui să fie procedura atunci când vii în Cumpăna, anunți medicul de familie și intri în izolare? Să zicem că ai nevoie de, nu știu, o masă caldă sau ai nevoie de medicamente. Cum ar trebui să procedeze oamenii? Unde ar trebui să sună? Anunță, sună la primăria comunei Cumpăna, unde 24 din 24 de ore telefonul funcționează, având poliție locală cu telefon permanent. Acolo cere să anunțe acest lucru și imediat colegii de la Serviciul de Asistență Socială imediat îl contactează pe acea persoană, contactează acea persoană și noi avem în continuare de știu ce avem de făcut. Aprovizionare, repet, de la sponsori care nu sunt doar din comuna Cumpăna și le mulțumesc tot, că nu tuturor. E din bugetul local? Nu, alimentele nu sunt asigurate din bugetul local. E bine să ai sponsori. Deci e bine că, da, pentru că noi am ținut de-a lungul anilor vie această cantină socială prin donații, prin munca comună a funcționarilor publici din cadrul primăriei, a primarului că trebuie să chemi oameni lângă tine, a preotului paroh al Bisericii Sfânta Cuvioasa Parascheva. Preotul Soare este omul care ține legătura și știe. Nu mai am carne, nu mai am alimentele de bază, cartofi, ceapă. Și nu întotdeauna oamenii donează și nu la primărie, direct la biserică. Nimeni din cadrul primăriei Cumpăna nu pune mâna pe o cantitate de alimente, ci se duc direct acolo sau pe vreun bănuț. Și îl donează și știe preotul și bunul Dumnezeu.
De acolo se face aprovizionarea. Eu le mulțumesc pe această cale. Vă dați seama că abia ar aștepta dușmanii să spună că cu bani publici eu mă duc să cumpăr alimente pentru cantina socială. Da, nu, aceea funcționează așa, oameni buni. Noi, la rândul nostru, susținem în continuare, prin fonduri alocate Consiliul Local, pentru ceea ce înseamnă dotare, pentru tot ceea ce înseamnă de utilaje, de mese, de scaune, de tot ce a trebuit, pentru că am construit primăria în parteneria cu organizația non-guvernamentală World Vision, au construit această cantină socială. Încă din anul 2001 am dat-o în folosință. Acum ne ajută foarte mult. Pentru medicamente am solicitat sprijin de la proprietarilor de farmacii de pe teritoriul comunei Cumpăna, care ne-au sprijinit cu medicamentele care ar fi necesare în cazul în care oamenii sunt declarați pozitivi și nu au posibilitatea financiară să le susțină. Eu vă doresc să nu se întâmple chestia. Să dea Dumnezeu să nu fie. Dar vreau să spunem că nu s-a stat cu mâinile în sân. Am luat aceste măsuri, am luat această comunicare, colaborare, însă pentru cine dorește să le vadă, să le citească. Cum știți că dezinfecția este făcută peste tot? Pentru faptul că avem imagini. Obligăm, Doamne, există în cadrul primăriei un angajat, da, care are comunicarea prin înregistrări, filmări, adică la fiecare operațiune. Video de la dezinfecție. Cu ușile deschise de la... Acest video, ca să mi le cereți, vi le dau. Deci vreau să vedem, pentru că vreau să văd, nu că se face, sunt convins că s-a făcut, dar vreau să văd cum se face. Chiar sunt curios. Dacă puteți să ne dați aceste video, ele vor veți vedea cum de sunt oameni. Deschise dulăpioarele de la grădinițe, veți vedea blaturile de la bucătării, de la mese. Deci se dezinfectează chiar tot, și dacă sunt închise grădinițele și tot, școlile? Absolut tot. Chiar dacă sunt închise, preventiv. Cu atât mai mult ușile pot să rămână închise, să nu se umble și abia pe urmă se face înainte. Că va fi peste o lună, peste o lună jumate și atunci se mai va face una generală. Pentru a putea fi siguri că ne apărăm averea noastră. Care e averea noastră, oameni buni? Copiii. Și nu e firesc să mă gândesc acolo? Cel mai mult și cel mai mult. De ce oare să trebuiască să gândesc și să pun temei pe faptul că zice, cheltui banii? Nu e adevărat. Mai bine faci prevenție acum, decât să tratezi tu mai târziu, ferească Dumnezeu. Deci eu vreau să vă spun că unora poate li se pare, spuneți, ceva ușor. Doar vorbe. Nu. Nu sunt vorbe. Și în momentul în care, subliniez, avem și cununii. N-am respins cununiile. Da, este cazul. Intră la cununie, mirele, nașii sau martorii și părinții. Da? Avem voie. Sunt mai multe persoane. Să dea Dumnezeu să fie vremea frumoasă. În casa căsătoriei, în fața casei căsătoriei, facem în aer liber cununia tinerilor. Deci nu opriți aceste... Nu opresc absolut nimic. Sunt evenimentele unice din viața fiecăruia dintre noi. Noi nu trebuie și așa oamenii să ne căjiți că nu pot face petrecerile mai mult de 50 de persoane. Ați văzut foarte bine. Corect. Deci dacă oamenii nu doresc să facă această amânare, reprogramare, eu de ce să fiu o piedică în fața dumnealor? Nu. Acolo așa am hotărât. Noi sâmbătă avem 4 cununii, cred că, la nivelul comunei. Deci, ca atare, de oameni... Oficiez nevastă, sau... Le oficiez eu. Întotdeauna când am fost în localitate, doar să fiu plecată din localitate. Le-am oficiat eu. E foarte bine. Mi-a dat un lucru azi dimineață când am venit în cumpăra. Oameni, sunt convins că erau angajați ai primăriei, care văruiau borduri. Oameni care am trecut prin zona... zona Campus, cred că se cheamă, și la Parcul Verde, și am văzut oameni care lucrau la rețeaua de iluminat public acolo. Deci se lucrează în momentul ăsta la rețeaua de iluminat public. Oameni buni. Lucrările de zi cu zi, care nu numai că nu s-au întrerupt sau s-au amânat sau s-au anulat, dar oamenii ăia lucrează acum, în ziua în care s-a decretat stare de urgență, văruiesc borduri, lucrează la rețeaua de iluminat public și înțeleg din ce îmi spuneați înainte de emisiune, chiar și în zona Creșă și așa mai departe, se lucrează la construcția propriu-zisă. Deci, oameni buni, e adevărat, acest virus, coronavirus, aduce spaimă în sufletele noastre, aduce suferință, aduce pierderi de vieți, care ne fac să ne îngrozim. Niciunul dintre noi, și eu subliniez, am o vârstă, vreau să vă spun că n-am crezut în așa ceva. Însă nu înseamnă că noi trebuie să ajutăm la a crea această stare morbidă.
Nu! Noi mergem mai departe, viața merge mai departe. Cum să stopez eu proiectele comunei care sunt atât de necesare, unde am termen de implementare, unde am, dacă vreți să vă spun, plan să ne încadrăm în tot ceea ce înseamnă a fi funcționale în septembrie 2020, când va începe noul an școlar. Pentru că e vorba de creșă, de grădinițe, două grădinițe, grădinița Sfânta Maria, care construim acum la ea și extindem încă 150 de locuri pe lângă cele 120 pe care le aveam în grădiniță, pe lângă cele 200 pe care le aveam în grădiniță. Avem altă grădiniță în Parcul Verde, acolo unde avem 120 de locuri. Ea este pe Program Național de Dezvoltare Locală, cea din Parcul Verde. Cealaltă cu fonduri europene. Cealaltă cu fonduri europene. Avem în același timp creșa prin Program Național de Dezvoltare Locală. Dar ele aveau termen de finalizare la 30 aprilie. Dacă vremea aceasta ne-a dăruit-o Dumnezeu să fie frumoasă, noi de ce să nu lucrăm? Mai departe, avem proiecte care înseamnă centru pentru tineret. Păi pe centru acela am 5 ani de zile de când încercăm. Am început cu fonduri europene. Nu s-a încadrat constructorul. Am căutat altă sursă de finanțare. Acum Compania Națională de Investiții vine și finanțează acest centru pentru tineret. Cât de important acel centru de tineret pentru tinerii comunei Cumpăna? Păi să mă întrebați pe mine, care sunt aici de 20 de ani și am promis locuitorilor, tinerilor, că vor avea centrul lor, al lor, nu numai pentru club și discotecă, dar este biblioteca, dar e sală de fitness, dar avem acolo parcul de un hectar care se adresează tuturor locuitorilor. Ei, cum să nu trag cu dinții de efectuarea acestor proiecte? Și atâta vreme cât oamenii, constructorii, au venit la serviciu, nu au închis porțile, ferească Dumnezeu, dumneavoastră, vedeți că activitatea economică este periclitată și ea. Eu să nu folosesc acest prilej și să muncim mai departe? Pierdeți ați spus banii. De văruit, pierdem banii. Banii. Poate nu, că vedeți acum ce se întâmplă. Nu, dar dacă s-a extins face automat absolut. Pe fondurile europene, pierdeți banii dacă nu se încasează. Se termină termenul de finanțare. Veniți cu banii în bugetul local. De ce să pierdeți acei bani când puteți să lucrați? Dumnezeu, bugetul local nu are de unde. Trebuie să folosim la cofinanțare. Noi, bugetul local. Astfel, avem de pregătit mai departe comuna. Vine Sfintele Paște, Sfânta Sărbătoare. Așa știm noi de acasă, de la bunici, de la străbunici. Îți pregătești casa, o vărui, o faci curată, începând din casă, afară, în curte și pe stradă. Așa trebuie să facem și noi, oameni buni. Nu e normal să păstrăm curățenia, ne luptăm cu nemernicii care, of, Doamne, n-am voie să vorbesc urât, însă avem destui care tot ce înseamnă demolare aruncă pe câmpul teren agricol al comunei Cumpăna. Bai, vedem la intrare în Cumpăna, am trimis imagini domnului primar Făgădău, domnul viceprimar a trimis poliția locală să vadă pe teritoriul, pe câmpurile care sunt teritoriul municipiului Constanța, acolo unde este zona veteranilor de război. Care sunt cei care aruncă gunoaie, hârtii împrăștiate pe tot câmpul acela? Nu mai e teritoriul comunei Cumpăna. Am pus totemurile acelea tocmai ca să se știe până unei granița comunei Cumpăna. Și atunci, puterea. De toată curățenie, din coace spre Constanța, e mizerie. Pentru faptul că, nu știi, s-au dus locuitorii din Constanța, locuitorii din Cumpăna, locuitorii din Lazu, că suntem toți într-o continuă linie. Noi toți trebuie să avem unite eforturile pentru a păstra curat. Nu e normal să văruim acum. Ați auzit ce se spune? Poate să vină vremea să se răcească, poate să vină lapoviță, spun unii, dar de ce văruim? Ca să se strice varul? Cheltuim banii? Păi nu, hai să stăm atunci cu noroiul, cu mizeria, cu toate și să așteptăm până la vară, în iunie, să văruim. Adică nu mi se pare normal. Deci este într-un grafic pe care îl avem ca și etape și respectăm acel grafic de curățenie. O să plantăm și flori, o să punem tot ce înseamnă să arate ca o comună vie, o comună de oameni gospodari. Rău vă spun este când trebuie să-i amendăm pe cei pe care îi prindem, așa cum reușim, că nu putem să montăm camere de luat vederi pe tot câmpul comunei Cumpăna. Nu ai cum, nu ai puterea financiară și nu te poți lupta cu toți nemernicii care le distrug. Le aruncă pietre, aruncă tot ce vreți să urcă și le distrug. Mai departe, suntem prin hotărâre de consiliu local, prin achiziție, planul achizițiilor publice, în amenajarea altor 3 locuri de joacă.
cu dotări, cu tot ce trebuie să facem. Avem 1540 de metri pătrați de suprafețe sub locurile de joacă, 10 existente, unde nu avem tartan pus. O să punem tartan acolo. Avem de dotat comuna cu băncuțe unde trebuie să stea oamenii, să stea să poată să odihnească, sau în stațiile de călători. Mai avem cabine de călători de montat. Ce să fac? Să stau să nu le montez? Nu. Haideți să vă mai întreb ceva apropo de lucruri care trebuie făcute. Știu că dumneavoastră nu puteți să le ziceți pe nume, dar o să le zic eu. Am văzut niște postări de la niște habarniști pe Facebook și asta le spun, sunt niște habarniști, oameni care habar n-au cum se lucrează și cum se face chestia asta. Cineva care spunea, sunt străzi asfaltate și abia acum le decopertează ca să găsească capacitatea de canalizare. Păi habarniștii care scriu prostiile astea pe Facebook ar trebui să meargă probabil în Constanța, ar trebui să meargă în Germania, ar trebui să meargă în Spania, în Italia, să vadă că exact același lucru se întâmplă și acolo. Asfaltezi mai întâi, pui stradă de piatră, pui un strat de asfalt, pui stratul de uzură de asfalt, după aceea deasupra, și abia după aceea sapi în jurul canalului și îl aduci, îl ridici. Ridicarea capacelor de canalizare este element cuprins. Ridicarea capacelor de canalizare este element cu finanțare asigurată prin proiectul de asfaltare. Canalizarea a fost efectuată anterior, acum a venit să se asfalteze, se toarnă stratul de asfalt, după care se decupează acolo unde există capacul și se ridică capacul la nivelul... Nu înseamnă banii plus cheltuiți acum, ci toate sunt cuprinse în proiectul inițial. Această fază o avem noi acum. Habarnișilor, cum le zic eu, nu le zic asta, dar le spun eu. Celor care nu se pricep și care vor să înțeleagă, de fapt, care este mersul normal al acestor lucrări. Eu le spun doar atât. Să verifice un deviz de pietruire, asfaltare, drumuri și să găsească în elementele acelui deviz această cheltuială de ridicare a capacelor de canalizare la nivelul stratului de asfalt turnat. Le face asfaltatorul sau le face asfaltatorul? Le face asfaltatorul. Deci ei sunt acum, cei care se ocupă de societatea câștigătoare a proiectului de pietruire și asfaltare execută la nivelul comunei Cumpăna aceste operațiuni. Bun, și atunci, toți habarniștii ăștia, oamenii care postează fără să fie în cunoștință de cauză, ar trebui să înțeleagă că aceste lucruri sunt incluse de la început în aceste proiecte. Absolut. Oamenii care fac chestiile astea și care postează pe Facebook ar trebui să aibă minime cunoștințe de administrație publică, să înțeleagă cum se desfășoară aceste lucrări și mai mult decât atât, să pună mâna pe un proiect să-l citească de la cap la coadă, să vadă că înainte să posteze și să dezinformeze oamenii, ar trebui să înțeleagă cum se întâmplă aceste lucruri. Domnul primar, aveți o grămadă de oameni care postează pe Facebook, ceea ce e bine. E bine să existe comunicare, e bine să existe informații corecte oferite oamenilor. Am văzut că în ultima vreme ați început, aveți și dumneavoastră chiar un cont de Facebook. Cum de la minunea asta? Că nu vă știam să fiți știți atât de... Știți că nu sunt, știți exact. Că nu agrez afirmația, dacă nu ai Facebook, nu existi. Nu. Omul există prin ceea ce face, prin ceea ce muncește și comunică și colaborează cu locuitorii, pentru că este mai ușoară această cale de comunicare, bineînțeles că am agreat-o și eu și tocmai din dorința de a demonstra transparență în deciziile care se iau în cadrul administrației publice locale, transparență în acțiunile pe care primarul, care a primit votul locuitorilor comunei Cumpăna și care, chiar dacă n-a primit votul de la toți locuitorii, eu sunt primarul tuturor locuitorilor comunei Cumpăna și vreau să știe aceștia ce muncim împreună, pentru că eu, în calitate de primar, pun în aplicare hotărârile Consiliului Local. Din acel Comitet Local al Situațiilor de Urgență fac parte consilierii locali, dar... Care nu sunt numai PSD, care sunt, nu sunt toate absolut, culorile politice. Absolut. Consilieri locali care au votat acțiunile pe care le îndeplinește primarul la nivelul comunei Cumpăna. Vă imaginați că nu trebuia să aștept o hotărâre a Consiliului Local acum, în acest moment, pentru a face aceste lucrări de dezinsecție, dezinfecție sau aprovizionare cu cortul de triaj sau atâta vreme cât Consiliul Local, cei 17 consilieri, au votat un buget de venituri și cheltuieli în care sunt prinse aceste cheltuieli, aceste achiziții publice. Și atunci este firesc
să le public și vreau să vă spun că voi răspunde tuturor celor care comunică cu mine pe această pagină de Facebook. Vă scrie lumea? Da, și mă bucur acest lucru, pentru că oamenii au încredere în ce le transmite primarul și cu ce transmit. Și prezența la audiență uneori mă necășește, pentru că oamenii în mod personal vor să discute cu mine. Pe câtă vreme cât la rândul meu eu chem serviciile pe care le are aparatul primarului, chem acolo oameni de la diferite compartimente și spun aceasta de ce nu e, aceasta de ce nu e, aceasta de ce nu e. E, și pentru faptul că avem din păcate și colegi care n-au urmărit până la capăt rezolvarea unui document, ci s-au mulțumit să-l transmită, l-am trimis, de exemplu, un caz concret. Contabilul șef acum 2 săptămâni a trimis la BCR, acum 3 săptămâni, acordul pentru a avea ghișeul unic pentru plata online, mi-am dorit să o facem, să o realizăm cu BCR-ul, având imediat lângă noi sediu să facem. Ei, n-am primit niciun răspuns. Bineînțeles că ieri am sunat și am spus, azi dimineață nu vii, luni dimineață nu vii la primărie, te duci la ușă la BCR și întrebi. A venit cu stupoare să-mi spună, știți, dumnealor, nu știu nimic de mail-ul nostru și trebuie să reluăm procedura. De ce așteptai liniștită? De ce așteptai? Și bine că sunt N cazuri care se întâmplă. Am trimis la OCPI hârtie și nu s-a rezolvat problema omului care vine disperat de ani de zile pentru o problemă de litigiu cu pământul, cu suprapuneri, cu de toate. Crezi că e de ajuns să scrii o hârtie? Nu. Să pui suflet. Să te duci pe calea ei. Poate dacă că asta face Mariana Dejul. Aici, aproape, este normal până la urmă să te duci. Absolut. Poate nu prima zi, n-ați primit e-mail-ul, dar după 3 zile, după 5 zile. Așa spuneam și eu. Am dat un exemplu concret. Se întâmplă și la noi să fie lucrul acesta. Și oamenii vin în audiență la primar. Am spus, eu nu voi anula audiențele. Miercurea, primarul, de la ora 1 la 16, are audiențe. Ei, voi ține audiențele chiar în fața primăriei, dacă va fi nevoie. Noi când am construit acest sediu de primărie, audiențele le țineam în sala de sport, care este în centrul comunei, așa la o masă ca aceasta, de atunci le avem mesele acestea, de mult le avem, de vreo 15 ani, pus în mijlocul sălii de sport, jumătatea liberă rămasă și acolo țineam audiențele cu oamenii. Aceasta nu însemna că primarul trebuie să aibă un birou separat, unde ăla era biroul primarului. Nu mi este rușine să fac acest lucru. Exact, nu mi este rușine să fac acest lucru și acum. Nu mi este teamă să fac acest lucru și acum. Voi merge în fața oamenilor și voi ține audiențele pentru problemele de strictă necesitate. Și audiențele nu se țin doar în campanie sau precampanie, ci se țin pe tot parcursul mandatului. Absolut, absolut. Așa s-au ținut și așa le țin. Ne apropiem de final. Vreau să vă întreb încă un lucru care cred că este foarte important pentru oameni. Oamenii văd ce se întâmplă, văd că se iau măsuri și pentru coronavirus, văd că se fac lucrări în localitate și așa mai departe. Dar oamenii se întreabă ce se întâmplă cu asfaltarea. Pentru că vremea este încă, eu știu, azi noapte, de exemplu, au fost minus 2 grade Celsius în Constanța. Automat nu este o temperatură pe care e recomandat să torne asfaltei să fie peste 10 grade Celsius Constanța, eu știu, o minimă de 10 grade cu plus noaptea și, evident, mai multe ziua. Ce se întâmplă la cumpăna cu asfaltarea? Când aveți de gând să începeți? Pentru că este un subiect arzător pentru oameni. Vă dați seama că și pentru mine, candidat deja la funcția de primar pentru mandatul 2020-2024. Nu că de asfaltarea ține mandatul sau nu? Ba, poate să țină și de asfaltare, n-aveți grijă. Oamenii care vor să fie răuvoitori și să nu vadă nimic din ce s-a realizat, pot să spună, nu s-a făcut asfaltarea. E, ori noi, în programul pe care l-am făcut cu constructorul câștigător al licitației, avem stabilit 30 martie, așa era stabilit prin documentele, reluarea procedurilor, reluarea lucrărilor de asfaltare. 30 martie. Da, 30 martie. Noi, dacă reușim să începem să lucrăm cu constructorul și să convingem pe acesta să vină să reluăm operațiunea de asfalt, o vom efectua. Rețineți, avem de efectuat la rândul nostru lucrări care țin de această reluare a activității. Și mai este un lucru de spus, niciodată Comuna Cumpăna nu a rămas cu facturi neachitate, prestări de servicii sau lucrări neachitate pe parcursul unui contract de lucru. Dacă încep la 30 martie sau mai devreme, mai târziu, în funcție de cum e vremea. Poate avem zăpada mailor, cum e numită ea, da, la sfârșitul lui martie sau nu se știe care va fi vremea atunci. Când eu știu, sperați să se termine toate aceste lucrări de asfalt. Avem lucrări eșalonate. Avem lucrări care sunt programate să se termine și la 30 noiembrie.
Sunt trei proiecte de prietuire și asfaltare în lucru. Și trei la proiecte. Anului da, vom vedea toate absolut, străzile din absolut. Comună sau vor nu, mai fi și alte cele zone? Care sunt în proiectul acesta. În acesta. Deci ele în acest proiect, în totalitate, sunt un număr de 66 de străzi care sunt cuprinse în trei proiecte. Deci, bun. Ceea ce înseamnă pentru noi bine. Asta înseamnă că și la anul veți avea lucrări de genul acesta. Vom mai acesta, avea lucrări avea tot timpul, de... Absolut. Vom mai avea lucrări. De comună, nu din alt motiv. E, vedeți de ce? Și dumneavoastră o constatați. Și pentru că avem lucrări care trebuiesc executate mai departe și pe alte străzi. Avem străzi care au fost pregătite pentru asfaltare și la data de noiembrie, când a fost încetat, au rămas la nivel de macadam, ca ele să poată să fie turnate. Ele se începe că sunt oameni care, domnule, mai primim asfalt pe străzile acestea? Da, toate acele străzi care sunt publicate și pentru că tot m-ați întrebat de asfaltare, voi face în acest moment, după încheierea emisiunii, o solicitare de publicare pe rețelele de socializare a străzilor care sunt cuprinse în cele trei proiecte de asfaltare și cu termenele de finalizare ale lor. Da, e da, foarte bună idee. Da, da, da. Și la final vreau să vă mai întreb ceva. S-a discutat recent că guvernul va aloca 25 de milioane de lei da, de anul trecut în sfârșit, în sfârșit. Pentru problema de la canal, reabilitarea malului acolo. Deci, asta era acum o săptămână, o săptămână deci, jumătate. De când a venit coronavirusul peste noi, toate s-au precipitat. Marțea trecută, mai precis, marțea trecută, pentru că a fost ședință de guvern, care a continuat până la ora 11:23, eu la ora 20:18 minute am primit mesaj din cadrul ministerului că sunt în discuție chiar în acel moment alocarea sumei de 25 de milioane de lei pentru canal Dunăre-Marea Neagră. Vă imaginați că, nu știu cum să vă spun, pentru mine luna martie e foarte importantă. Luna martie este luna în care m-am născut, în primul rând, și vă imaginați că e cel mai frumos cadou. Pentru că vor fi reluate lucrările de la consolidarea malului. Acele 8 familii. Ați vorbit cu cei de la ACN? Am vorbit cu directorul, domnul Georgescu, de la ACN și a spus în momentul în care eu văd publicat în monitorul oficial, imediat fac ordinul de reluare al lucrărilor. Pentru că și domnul Georgescu a alergat mult acum pentru primirea acestor bani, știind cât de important este, nu doar pentru casele Comunei Cumpăna, locuitorii Comunei Cumpăna, ci pentru canal Dunăre-Marea Neagră. Deci și prefectul județului, noul prefect, deci eu mie nu-mi cad galoanele, eu fac politica Comunei Cumpăna, eu fac politica cumpănenilor. I-am spus, domnule prefect, mergeți, și am discutat cu acest om și am trimis hârtie către dumnealui, care la rândul dumnealui a solicitat ministerului și primului ministru, doamnă, sigur ați depus dosar și la primul ministru? Domnule, dumneata, nu crezi? Ai văzut imaginea că i-am înmânat dosarul președintelui României și nu mă crezi? Omului fiindu-i teamă să se ducă să insiste pentru acest lucru. Domnule, dumneata, du-te și cer, eu să fac mulțumiri publice când vei aduce banii la nivelul Ministerului Transportului, nu Comunei Cumpăna, că banii sunt alocați către Ministerul Transportului către ACN. Nu ajung la primăria Comunei Cumpăna. Dar când locuitorii, cele 8 familii sunt ale Comunei Cumpăna, alte 37 de familii sunt în pericol, eu cum să stau cu mâinile în sân? Cum să stau și să nu rog așa ceva? Și tocmai de aceea ați văzut și comunicatul pe care l-a făcut domnul prefect, că au fost alocați cei 25 de milioane. Vreau să vă spun că până la această dată, și uitați-vă, a trecut o săptămână, se face mâine o săptămână, mâine se face o săptămână. Sper ca să nu dureze mai mult până la deblocare. Până la deblocare. Pentru că și atunci, în acea ședință, Ministerul Finanțelor și-a dat avizul în ședința de guvern cu alocare din fondul de rezervă al statului pentru fondul de urgență. Deci și atunci, în al 99-lea ceas, tot a mai fost o piedică. Dar important e că l-au luat în discuție. Să vedem lucrurile începute, pentru așa că este. Până când nu se răzgândesc și spun banii ne trebuie acum pentru medicamente, ferească pentru dezinfecție, Dumnezeu, pentru altceva. Să nu vreau să cred acest adică lucru. Nu vreau să am gura aurită, cum se nu. Spune, vreau să vedem că lucrează acolo și că se lucrează efectiv și că încep lucrurile. Vă imaginați că nu am menirea eu să convoc constructorul. ACN-ul este cel care are acest atribut și domnul director general Georgescu știu sigur că și
dumnealui spune, când văd publicat, imediat dau ordin. Pentru că e comun țelul. Țelul e de a consolida acel mal. Doamna primară, vă mulțumesc mult pentru faptul că ne-ați răspuns la întrebări, pentru că am răspuns oamenilor, până la urmă, cu toate neremulirile lor, cu toate, eu știu, informații de care ei aveau nevoie și legate de criza aceasta de coronavirus și lucrările din localitate. Și vreau să facem așa, vreau ca, nu știu, poate la începutul lunii viitoare, să ne vedem din nou aici și să discutăm despre faptul că au început deja lucrările la canal, că se fac pași importanți pentru, eu știu, oamenii au ieșit din zona, partea asta de izolare pentru coronavirus și mai mult decât atât, lucrările, asfaltările și toate cele, tot să continue. Și pentru habarnici, canalizările le-a să rezolvate ca să fie totul clar. Eu vreau să vă mulțumesc și pentru faptul că ați înțeles invitația mea de a veni la fața locului. Nu dumneavoastră să vedeți cu ochii dumneavoastră acest obiectiv să le privească acolo, la fața locului, toate lucrările de infrastructură de care vorbim noi, pentru că proiectele sunt cele care îi aduc mandat de mandat Marianei Gâjou voturile și nu altceva, și sufletul pus în toată activitatea pe care noi o realizăm într-o echipă. Mariana Gâjou nu lucrează singură. Mariana Gâjou este cu colegii noștri pe care i-ați văzut aici în primărie și puteți, și vă publicăm încă o dată numele de telefon la care puteți să sunați, inclusiv al meu personal. Dar ați văzut că la medicul de familie al dumneavoastră aveți obligația să sunați. Chiar dacă veniți din Germania, din Anglia, din Belgia, de în altă țară, aveți poate impresia, nu am nimic. La aeroport m-a testat și a spus să merg acasă. Nu, oameni buni, anunțați medicul de familie. Rămâneți în autoizolare la domiciliu. Comunicați cu noi pentru a vă ajuta cu tot ce vă trebuie. Nu trebuie, în continuare vă spun, nu refuz ajutorul nimănui dacă vin acum cu noi propuneri, dar pertinente, nu cu cele care au fost luate de administrația publică locală de acum o săptămână. Există echipe comune, funcționari publici, medici, preot, poliție, cu care acționăm împreună pentru protecția locuitorilor comunei Cumpăna. Dragi mămici, dragi bunici, ne sunt dragi ca lumina ochilor din cap copiii și nepoții noștri. Haide să ne jucăm cu ei în curtea noastră, în casă. Nu-i scoateți la magazine. Ați văzut că și magazinele din comuna noastră au cozi care se extind afară din incinta magazinului. Ați văzut că și farmaciile noastre sunt supraaglomerate. Vă rugăm în continuare, aveți încredere că aprovizionarea acestora va fi permanentă. În același timp, dragi tineri, tineri ai comunei Cumpăna, încercați și respectați aceleași reguli care sunt pentru noi toți. Cât sunteți de tineri, cât sunteți de dorniști, plini de viață, încercați și vă protejați, dragii mei. Protejându-vă pe voi, ne protejați și pe noi. Și nu în ultimul rând, nu credeți zvonurile că primarul a dispus închiderea granițelor comunei Cumpăna. Am dezmințit acest lucru aberant sau această afirmație aberantă, iar transportatorii în comun, a persoanelor de transport în comun, mi-au trimis solicitarea: lăsați liber primul loc din spatele șoferului. Așa vor să protejeze și dumnealor șoferii care ne transportă. Și mai mult decât atât, mi-au solicitat să reducem numărul de mașini pentru că nu se mai fac atâtea deplasări. Nu vom reduce niciun fel de program de activitate al transportului în comun față de cel care a fost aprobat și care a fost publicat și îl vom republica în stațiile, în cabinele de stație de călători. Deci, asigurăm căile de comunicare cu municipiul, asigurăm aprovizionarea atât a farmaciilor cât și a magazinelor, asigurăm funcționarea 24 din 24 de ore a centrului de permanență medicală, asigurăm funcționarea cantinei și în același timp funcționarea birourilor
tuturor birourilor din cadrul administrației publice locale. Împreună, oameni buni, putem să depășim aceste momente critice, subliniez, respectând toate regulile care sunt transmise, dar în același timp, sau dacă spun eu mai bine, în primul rând, respectându-ne unii pe ceilalți ca oameni, ca locuitori ai Comunei Cumpăna. Vă mulțumesc și vă doresc sănătate, o zi bună, o săptămână bună. Mulțumesc, doamna primar. Doamne și domnilor, dincolo de speech-ul doamnei primar de la final, pe care îl susțin 100% și care cred că este menit să redea până la urmă siguranța oamenilor din localitate. Trebuie să înțelegeți că, da, împreună putem să depășim asta, dar împreună fiecare la casa lui. Nu ieșiți în public, nu mergeți la mall-uri, nu mergeți la petreceri împreună cu alți oameni, ci încercați ca în perioada aceasta să rămâneți acasă, să lucrați poate grădină din fața casei. Poate e nevoie să dedicați timp, nu știu, curățării copacilor, florilor și așa mai departe. Bucurați-vă de familie, de familia restrânsă, încercați să nu ieșiți foarte mult în comunitate pentru a reuși să nu ajungem în situația Italiei, Spaniei și altor țări din Europa unde criza aceasta s-a adâncit. În România putem să depășim această situație dacă rămânem în familia restrânsă. Familia de aici, de la Cumpăna, este una care își face bine treaba și pe partea de administrație și pe partea de prevenire pentru coronavirus. Iar eu vă urez multă sănătate și o zi mai bună. Sunt Adrian Boioglu, aceasta a fost emisiunea noastră de la Primăria Cumpăna, pe care o veți vedea pe Constanța News și vă recomand în continuare să ne urmăriți pentru că vom veni cu informațiile atât pentru Cumpăna cât și pentru tot județul Constanța, relevante pentru oameni. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi bună.